Imaginează-ți că vrei să pregătești ceva la bucătărie după o rețetă scrisă de mama sau tatăl tău pe un bilețel. E așa că începi să te încurci de îndată ce vezi că are atât de multe aprevieri? Scriu ei în altă limbă? Nu pare a fi prea simplu. Dar intențiile lor erau dintre cele mai bune, pentru că vor doar ca rețeta să pară mai mică și mai simplă. În algebră facem exact același lucru, folosind formulele de calcul prescurtat. Formulele sunt precum rețetele, doar ca o expresie algebrice drept ingrediente. Și expresiile algebrice folosesc operații matematice cu numere și variabile. Seamănă cu o frază în care înlocuim cuvintele și semnele de punctuație cu numere, variabile și operații. Dar haideți să luăm lucrurile pas cu pas. În primul rând, avem expresii numerice și expresii algebrice. Expresiile numerice conțin doar numere și operații matematice, pe când expresiile algebrice conțin și variabile. Variabilele sunt simboluri, de obicei litere, care pot lua diverse valori. Expresiile algebrice conțin numere care pot fi coeficienți sau constante. În general, un termen al unei expresii se poate scrie ca produs dintre un număr și o parte literală. Partea literală poate conține o variabilă sau produs de mai multe variabile, ce pot avea uneori și exponenți diferiți de zero. Într-o expresie algebrică, numim coeficient numărul din componența unui termen ce conține variabile și numim constantă termenul ce nu conține variabile. De exemplu, în expresia algebrică 5 ori x plus 7, coeficientul termenului 5x este 5, iar 7 este constantă. Când avem două expresii algebrice ce sunt egale pentru oricare valoare a variabilelor lor, avem o identitate algebrică. Folosim identitățile algebrice pentru a simplifica sau rearanja expresii algebrice complexe. Prin definiție, cele două părți ale unei identități sunt interschimbabile, deci putem să o înlocuim pe una cu cealaltă. Numim aceste identități algebrice formule algebrice. Mai jos vedem cele mai comune formule algebrice însoțite de demonstrația lor. Dar pot fi acestea folositoare? E timpul să le punem la încercare. Dacă avem un teren în formă de pătrat cu area egală cu 10 metri pătrați, iar o dimensiune a acestuia se micșorează cu b metri și, în același timp, cealaltă dimensiune se mărește cu b metri, cu cât ar fi egală area figurii obținute în urma acestor modificări dacă b pătrat egal 3? Dacă latura pătratului inițial are lungimea egală cu a metri, atunci noul teren va avea dimensiunile a plus b și a minus b. Area lui va fi egală cu. Putem folosi formulele pentru a demonstra alte identități sau pentru a demonstra alte formule. Care ar fi formula pentru pătratul sumei a trei termeni? Și, bineînțeles, le putem folosi pentru a face calcule mai rapid. Găsiți soluția ecuației. Și iată și soluția. Aducem la o formă mai simplă membrul stâng al ecuației. Dacă v-a plăcut tutorialul, vă așteptăm cu alte noi tutoriale educaționale. Și nu uitați să distribuiți colegilor și profesorilor voștri.